Unul dintre cele mai tari grafice pe care le folosesc în cursurile de prezentări cu public, dar și atunci când vorbim de comunicarea 1 la 1, este cel care se referă la felul în care fluctuează atenția. Fii atent, uite de la el. Deci atenția omului fluctuează în funcție de momentul în care se întâmplă comunicarea. La început și la sfârșit, atenția este cea mai intensă, cea mai mare. Asta înseamnă că dacă spui ceva valoros la început, cum a fost cuvântul grafic, în primele 6-8 secunde ale prezentării, atragi atenția și mai bine și creezi acea dorință de a asculta mai departe. La sfârșit, e bine să rezumi mesajul, astfel încât el să rămână cu cel care te-a ascultat. Întrebarea e ce faci la mijloc și răspunsul este că sunt câteva instrumente, câteva mecanisme prin care poți să ridici atenția omului pe parcurs și să schimbi graficul, de fapt, ca în imaginea următoare. E bine, când faci asta, e bine să știi că cele două, trei tehnici funcționează de fiecare dată. Prima dintre ele este o poveste. Îi spui o poveste adevărată și omul va fi captat, pentru că asta e natura poveștii. Al doilea este o imagine. Îi arăți ceva și când îi ceri să se uite la acel ceva, ca la cele două imagini pe care ți-am arătat eu astăzi aici, ridici din nou nivelul de atenție. Și al treilea este să faci împreună cu persoana ceva. Asta nu poți să faci întotdeauna, dar dacă îi dai o foaie, dacă îi dai un pix, dacă îi înmânezi un obiect, dacă îi ceri să facă ceva cu mâinile, să se ridice în picioare, și asta se întâmplă în public speaking foarte des, ceea ce obții este că ridici din nou nivelul de atenție. Deci, atât, trei tehnici. Prima e povestea, a doua este să-i arăți o imagine interesantă și a treia este să-l inviți pe om să facă ceva împreună cu tine. Cu astea trei tehnici ridici nivelul de atenție și pe parcurs. Și tocmai am rezumat ceea ce am spus în acest video, astfel încât să fie ușor, pentru că nivelul tău de atenție e maxim la final.